Salut, camarazi! După cum vedeți, a ieșit soarele pe strada mea, stau cu ochii în soare, în Sol Invictus, soarele învingător. Sunt la obor, după cum vedeți. Hala cea nouă de la obor. Așa. Și mi-au și un micul dejun după principiu, dacă murim, să murim sătui. Am cumpărat și eu 3 mititei. 3 mici cu un pic de muștar. Mi-au și un micul dejun, mănânc și eu după pofta inimii. Nu e moștiu, dar nu trebuie să fii calic în viață. Te poți mulțumi și cu, puțin. Alții aleargă după bani, după aver, nu se mai satură și le închide gura cu o lopată de pământ, știi? Înțelegi? Mai bine să fii ca mine, așa. Mai în spate, că ăia din spate vor fi primii pe lumea altă. Așa, ultimii vor fi primii pe lumea altă. De-aia stau mereu în spate ca să fiu primul pe lumea altă, știi? Așa, deci mănânc mititei, mi-am luat și un suc de mere de aici, din hală, cu 5 lei. Am drumuri de făcut, mi-a trimis camaradul Tudorică de la Londra, 1 milion, m-a dus să scot de la poștă. Ce să, după aia trebuie să mă duc să-mi iau de-aia cu o folie, că o să am nevoie, că acum o să dorm parțial în București, parțial pe unde pot, așa că trebuie să pun o folie să nu murdăresc păturile, știi, trebuie să fiu chipzuit, că n-am mult, așa, trebuie să-mi chipzuiesc puținul care l-am. E drept că aveam și căram și ceva balaj și de surplus niște haine care mi le dătuse dentistul care mi-a pus dantura, dar le-am dat la un amărât acolo, în satul ăla din care am plecat, că eu dar de dar să face rai, știi, și oricum eu nu le purtam și n-avea rost să le car ca prostul. Deci e luni dimineața, e aproape 10, vă urez o săptămână binecuvântată, fericită, plină de succese, vă urez să aveți grijă de voi, să fiți sănătoși, să fiți optimiști, să fiți stați cu urechile ciulite, să fiți atenți că guvernul vă e dușman și autoritățile vă sunt dușmani. Gândiți că nu doare, fiți optimiști, deci fiți prudenți, pentru că ăștia ne mai pregătesc niște surprize, nebunii de la Davos, aia 666 care se întrunesc, exact asta o să fie numărul, 666, nu-L iubesc pe Dumnezeu lichelele astea, ei îl iubesc pe Bahomet, știți, și mamonul, banii, așa. Deci fiți atenți, fiți prudenți, trebuie să fim uniți, trebuie să fim precum catarii umăr la umăr, că altfel ne încalică rău ăștia, o să ne facă sclavi și o să fie cea mai urâtă formă de sclavagism care a existat vreodată pe planeta asta, știi? Așa, deci fiți inteligenți, gândiți, fiți uniți, nu mai stați, uitați micile ranciune, uitați totul, știți? Camarazi, hai că mi se răcesc micii. Vă urez o zi, o săptămână fericită, o zi frumoasă, cu satisfacții, să vă bucurați de cei dragi, să fiți voi înșivă, să aveți coloană vertebrală, nu folosiți tehnologia decât ca să vă câștigați pâinica, restul socializați, vorbiți, pentru că asta e viața omului. Viața omului nu e tehnologie, ci e interacțiune, știți? Socializare. Omul e făcut să vorbească, nu să trâncănească, să vorbească. Hai că vă pup cu drag, și rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!